Românii și străinii din echipă au făcut un meci de 3-3. Au câștigat localnicii, dar toată lumea a mâncat din premiu un tort de ciocolată. Au voie, dar nu așa mult cum îi văd că s-au apucat deja să devasteze tortul. Câte torturi o să mănânci? Fără număr. Unul dintre străini are și cetățenie jamaicană. E cel mai mare fan al echipei de bob din țara sa. Jamaicanii trimit iar un echipaj la Olimpiada de iarnă, la fel ca în celebrul film Cool Runnings. Cold weather endurance is vital to building a successful sled team. Believe it or not, a lot of Jamaicans weren't familiar with the fact that we had a bobsled team until that movie came out.